Bună ziua, dragii mei, și bun venit la o nouă activitate! Sunt Mihaela de la Shantor, iar astăzi mi-am propus să evidențiem procesul de fotosinteză prin producerea de oxigen. Fotosinteza este cel mai complex proces din natură prin care plantele sintetizează substanțe organice din substanțe anorganice, folosind energia luminoasă captată cu ajutorul pigmenților clorofilieni. Pornind de la ecuația generală a fotosintezei, se pot imagina diferite procedee de evidențiere a acestui fenomen. Procedee bazate pe evidențierea producerii de oxigen, procedee bazate pe evidențierea consumului de dioxid de carbon sau procedee bazate pe evidențierea substanțelor organice sintetizate. Noi vom evidenția fotosinteza prin oxigenul produs. Materiale necesare. O plantă acvatică, eu am utilizat Australis stellata de la un magazin de acvaristică, o sticlă transparentă, un recipient transparent și apă de la robinet. Principiul metodei. La lumină, plantele fac fotosinteză, producând pe lângă substanțe organice oxigen. Oxigenul este gazul care întreține arderea. Mod de lucru. Se umple o sticlă cu pereți transparenți cu apă. Secționăm oblic o rămurică din planta acvatică și o plasăm în apă astfel încât, după ce răsturnăm sticla, să fie cu secțiunea în sus. Acoperim sticla cu recipientul transparent, apoi răsturnăm sticla și umplem recipientul cu apă. Astfel, în sticla în care am introdus planta, nu poate pătrunde aerul. Așezăm totul la lumină. Pe frunzele plantei apar bule de aer care se ridică la suprafață. De pe acestea, dar și de la nivelul secțiunii, bulele de aer se vor ridica, iar apa se va lăsa în jos. Intensitatea fotosintezei poate fi apreciată după numărul de bule degajate pe minut. Concluzii. Pe frunzele plantei apar bule de aer care se ridică la suprafață. Ele reprezintă molecule de oxigen rezultate în urma procesului de fotosinteză. La lumină, o plantă verde, prin fotosinteză produce oxigen, gazul care întreține arderea. Putem verifica natura gazului acumulat în sticlă cu un băț de chibrit incandescent. Acesta se va reaprinde arzând cu flacără vie, pentru că oxigenul produs de plantă întreține arderea.